Invictus nu numai pentru mine, pentru toți cei care suntem în această familie, care ați spus foarte bine familia Invictus, înseamnă un mod de viață. O pasiune comună, sportul, care se transformă în lucruri de valoare, de genul să nu lași niciodată pe cineva în urmă, să-i ajuți întotdeauna pe ceilalți care sunt mai năpăstuiți. Sportul pentru mine a însemnat acel moment în care mi-am depășit depresia, în urma handicapului pe care îl aveam și cu care am și rămas. Am rămas cu pareza nervului sciatic. O ascund foarte bine prin efectuarea regulată a sportului. Am 4-5 antrenamente pe săptămână, deci aproape înțelegi să încerc să țin un ritm în zona profesionistă. Am participat la Jocurile Invictus în Toronto în 2017. M-am clasat onorabil undeva la jumătatea clasamentului, ținând cont că eu am depășit vârsta de 50 de ani. Și am concurat, acolo nu există o grilă de concurență tipic sportului, deci pe categorii de vârstă și greutate. Oricum, Jocurile Invictus nu sunt create pentru medalii. Ele au luat un oarecare format sportiv, dar importanța lor este faptul că ne aduce împreună, că ne inspirăm unii de la ceilalți, că în momentul în care vezi pe cineva care este dublu sau triplu amputat, și face sport și chiar scoate niște rezultate foarte bune, te gândești și te uiți imediat în stânga și în dreapta și te gândești ce motive ai tu ca să te plângi. În momentul acela chiar nu-ți mai găsești tu motive ca să plângi și pentru ceilalți din jurul tău. Te duci și inspiri. În campionatul național, anul trecut, am luat 4 medalii de aur, toate la categoria mea de vârstă și de greutate, la Masters 2 și la categoria 94 de kilograme și o medalie de bronz la seniori. Aceea, înțelegi, fiind foarte dragă, deoarece am surclasat niște băiețași tineri.